Eu am așteptări foarte bune de la recolta acestui an, în primul rând datorată faptului că am avut un an cu precipitații ceva mai abundente decât precipitațiile din anul precedent și totodată mizez pe faptul că în această perioadă este o perioadă de secetă, este o perioadă foarte călduroasă, perioadă în care strugurii extrag cantități foarte bune de zahăr. Totodată și producția este una medie, să spunem, nu este o producție exagerată care putea interveni în urma precipitațiilor abundente. Avem o producție medie anul acesta datorită faptului că anul trecut a fost secetă și oarecum vița de vie este în acest an, să spunem, într-o perioadă de recuperare. Cum va ieși vinul până la urmă? Din punctul meu de vedere, vinurile vor ieși calitative, cel puțin la noi. Am fost acum câteva zile în plantație, strugurii se prezintă foarte bine, foarte sănătoși. Se prezintă exact cum ar trebui să fie în această perioadă. Noi căutăm să avem calitate premium la toate vinurile și, din punctul meu de vedere, perioada aceasta mai călduroasă înainte de recoltare avantajează absolut toate soiurile. Vinul alb, vinul roșu, care va fi, să spunem, vedeta de anul acesta? Toate, eu spun. O să ne axăm și pe vinurile albe să ne iasă totul bine și pe vinurile roșii să obținem calitate mult mai ridicată. Un an viticol bun este un an bun peste tot. Acum depinde de fiecare viticultor în parte cum a reușit să mențină starea de sănătate a plantației și mai departe tehnicile pe care le folosește în procesul de vinificație. Ce prevăd eu, cel puțin la noi, prețurile cred că o să rămână momentan la același nivel ca și până acum, ținând cont de faptul că nu sunt producțiile atât de mici, adică sunt producții medii care ar fi trebuit obținute an de an pentru a obține vinuri de calitate.